Ea este o mamă cu doi copii, trecem la alta cu trei copii. Vai, asta da. E super! Da, da, asta da. E fantastic! Nu, dar dacă punem și jobul pe care îl are pasiunea, poți zici că are patru. A, da? Da. Și urmează cu al patrulea copil, cu o nouă colecție, să plece în Europa la o prezentare de modă. Doamne, ce mame active, frumoase, tinere și uite cum reușesc în toate, nu? Da. Și familia, și cariera, și autodeterminarea, tot. Bravo! Bravo la mai mult și la mai mare, tuturor mamelor de acest fel. Și haideți să vedem una dintre ședințele foto și să vedem ce rochi o să plece la Milano. Hai! Un shooting inedit și ținute care vor etala în câteva zile tocmai în capitala modei, la Milano. Oxana Munteanu a reușit să adune deja o sală de peste 200 de persoane și asta pe lângă faptul că va mai avea loc și o tradițională defilare în stradă. Vor fi patru colecții, va fi și colecții pentru copii și colecția Grădina Raiului, care vă fotografiem azi, va fi o seară în Milano, sunt rochii din Catifea și în acest an ieșim cu o colecție capsule deja, rochii pentru mirese. Designera încurajează și promovează consumul conștient al hainelor și creațiilor de autor, transformând viața lor într-un ciclu nesfârșit. Ea confecționează rochii și accesorii în ediții limitate. Ca și de fiecare dată, noi folosim doar stofe naturale, este in, ștapel, catifea, mătase și croșetă. Multă muncă manuală, minuțioasă, nopți nedormite, dar toate acestea cu siguranță vor fi răsplătite pe măsură. Aceste emoții sunt cele mai frumoase. Tot timpul îmi doresc să am, iată așa, emoții, cum sunt acestea înainte de pregătire de defilare. Publicul de la Milano va avea de admirat o colecție superbă, dar până atunci am reușit să o prindem și pe una din primele norocoase care deja a cochetat în creația Oxanei. Este pur și simplu vaporoasă, cred că poate fi purtată și ziua și seara, poate fi adaptată diferitor stiluri, deși este cumva pe vintage, eu deja mi-o imaginez poate chiar și cu o geacă din piele. Totuși, momentul cel mai așteptat pentru noi, dar și pentru iubitorii de modă, va fi defilarea în rochiile de mireasă. Aici, Oxana Munteanu a contopit tendințele actuale cu cele clasice.